Să deschidem Biblia în această seară, toți cei care suntem în casa Domnului, cartea lui Iosua, Vechiul Testament, capitolul 3. Aș dori să citesc primele 5 versete din acest capitol. Cartea lui Iosua, capitolul 3, primele 5 versete, unde Biblia spune în felul următor. Iosua, sculându-se dis de dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte înainte de a trece. După 3 zile, căpetenile oastei au trecut prin tabăr și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2000 de coți, să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Aș dori să spun slăvit să fie Domnul. Cântarea de laudă și rugăciunile, cred că au făcut pentru fiecare dintre noi ca inima noastră să se deschidă înaintea lui Dumnezeu. Și dacă am o dorință și am o rugăciune, întotdeauna în inimă este ca Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul Lui. Cuvântul Lui Dumnezeu este adevărul. De fapt, Domnul Iisus se ruga pentru ca ucenicii Lui să cunoască adevărul. Mă rog pentru ei, ca ei să te cunoască pe tine, spunea Domnul Iisus în rugăciunea din capitolul 17 din Ioan. Și eu cred din toată inima că ori de câte ori deschidem Biblia, Dumnezeu ne vorbește. Voi credeți lucrul acesta? Ori de câte ori deschidem cuvântul lui Dumnezeu, dacă avem inima deschisă, dacă mintea noastră este alertă, dacă dorința noastră este acolo, Dumnezeu ne vorbește. Și aș vrea și în seara aceasta să deschideți Biblia împreună cu mine, cei care o aveți, și chiar vă rog să o țineți deschisă. Este un pasaj foarte frumos, cu o învățătură foarte frumoasă. Pentru cei care citiți Biblia și vă îndeletniciți cu studiul Bibliei, veți ști că poporul lui Dumnezeu, la momentul la care este aici, pasajul pe care l-am citit, este gata să intre în țara promisă. Dumnezeu le promisese încă din momentul robiei din Egipt, încă din captivitate, Dumnezeu le-a promis că va veni ziua eliberării. Și iată-i după 40 de ani, după 40 de ani în care s-au plimbat prin pustietate, după 40 de ani, timp în care au rătăcit prin pustiu, poporul este gata să intre în țara promisă. Îi mai desparte o distanță foarte mică. Pentru cei care sunteți interesați și ați citit și sunt sigur că știți, drumul din ținutul Gosen, din Egipt, până în Canaan, nu era un drum care ar fi trebuit să ia 40 de ani. Era un drum care ar fi trebuit să poată fi parcurs în 2 săptămâni, 3 săptămâni cel mult, la pas. Și totuși timp de 40 de ani poporul lui Dumnezeu a perindat, s-a învârtit în pustietate fără să poată să intre în promisiunea lui Dumnezeu. De multe ori când stau și mă uit la viața noastră ca și credincioși, de multe ori când mă uit la viața bisericii, îmi dau seama că mulți dintre noi, asemenea evreilor de atunci, ne învârtim în jurul acelorași lucruri. Încercăm să scăpăm mereu de aceleași lucruri. Viața noastră este doar un efort continuu de a pleca de la punctul A și ajunge la punctul B, dar în cursul acestui efort ne dăm seama că am plecat dintr-un loc și am ajuns înapoi. În seara aceasta aș vrea să vă provoc cu câteva adevăruri scripturale și vă rog să urmăriți textul biblic împreună cu mine, pentru că vreau să vă vorbesc despre o generație de atunci care seamănă tare mult cu generația noastră. Vreau să vă vorbesc despre generația care a văzut totul, dar nu a înțeles aproape nimic. Este generația evreilor de atunci. Și de multe ori este generația noastră. Ne caracterizează faptul că am văzut aproape totul. Dumnezeu ne-a făcut parte de atâtea lucruri. Am văzut atâtea minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în jurul nostru. Atât de mult prezența lui Dumnezeu a impactat viețile noastre. Am văzut așa de mult. Dar întrebarea rămâne, din tot ce am văzut, am reușit să învățăm ceva? Haideți să ne uităm în Scriptură. Poporul a ieșit din țara Egiptului, din robia pe care egiptenii au avut-o asupra poporului mai bine de 4 secole. Dumnezeu i-a scos cu mână puternică și timp de 40 de ani evreii s-au plimbat prin pustietate. Și iată că după 40 de ani, după ce toată generația care a ieșit inițial din țara robiei a murit în pustiu, după ce această nouă generație care s-a născut în pustietate
ajunge la granița cu Iordanul. Sunt câteva lucruri pe care le fac ei și ar trebui să le facem și noi ca să înțelegem că Dumnezeu vrea să lucreze în viața noastră. Este aici cineva care așteaptă ca Dumnezeu să împlinească o promisiune în viața lui? Ești aici și știi că Dumnezeu are de lucru în viața ta ceva? Te-ai rugat sau te rogi poate de multă vreme ca Dumnezeu să lucreze ceva în viața ta și Dumnezeu ți-a promis? Ai citit în Biblie, ai găsit în Biblie făgăduințe pe care ți le-ai asumat și vrei ca Dumnezeu să le împlinească în viața ta și te întreb, Doamne, dar când va fi asta? Când se va împlini ceea ce mi-ai promis în cuvânt? Când se va împlini ceea ce mi-ai promis profetic? Dacă ăsta este profilul omului care te caracterizează în seara aceasta, hai să ne uităm în Scriptură. Spune Biblia că au ajuns în Sitim. Sitimul este o localitate foarte aproape de Iordan și zice Biblia că poporul a plecat din Sitim și au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte înainte de a trece. Versetul 1, partea finală. Dar observați cu atenție versetul 2 care spune după 3 zile. Aș fi înțeles dacă poporul, care în sfârșit a înțeles că vor intra în promisiunea lui Dumnezeu, s-ar fi grăbit să treacă Iordanul, să spună lui Iosua, care era liderul lor, să spună celor care erau acolo, oamenii lui Dumnezeu, în sfârșit, după 40 de ani suntem gata să trecem, după 40 de ani ne-am săturat să rătăcim în pustietate, după 40 de ani ne-am săturat să umblăm fără noimă, după 40 de ani ne-am săturat să încercăm și să eșuăm, după 40 de ani suntem gata să intrăm. Știți ce face poporul lui Dumnezeu? După 3 zile, 3 zile au stat pe loc. Dacă vrei să vezi în viața ta modul în care lucrează Dumnezeu, trebuie să faci și tu ce a făcut poporul lui Dumnezeu. Și anume, și ăsta e primul lucru la care mă opresc și vă rog să reflectați împreună cu mine. Nu poți să înțelegi ce face Dumnezeu până când nu te oprești din ce faci tu. Ăsta este primul lucru. Până nu te oprești din ce faci tu, nu vei înțelege ce vrea Dumnezeu să facă în viața ta. Ca să vezi puterea lui Dumnezeu în viața ta, în familia ta, în biserica ta, în contextul tău, trebuie să te oprești din iureșul alergării tale. Suntem generația vitezei, facem totul din mers. Suntem generația care nu mai avem timp să ne oprim. Nu mai avem timp decât să alergăm. Viața noastră, de multe ori, uitându-mă la propriul meu context, uitându-mă la contextul celor din jurul meu, pare că este o alergare fără niciun fel de oprire. Vreau să vă întreb, dragi creștini, în această seară, mai aveți timp să vă opriți din când în când și să stați de vorbă cu Dumnezeu, să reflectați la ceea ce face Dumnezeu în viața voastră? După 40 de ani de eșecuri, după 40 de ani de pustietate, după 40 de ani de încercări de a intra în țara Canaanului, pentru că asta nu este prima încercare, după 40 de ani, Dumnezeu le spune, opriți-vă! Sunt aici în seara aceasta să vă spun, dragi creștini, ai generației noastre, aveți curajul să vă opriți pentru o clipă din alergarea voastră. Poate cineva zice, dar eu nu sunt atlet, eu nu fug, nici măcar după tramvai. Eu nu mă ocup de sport ca să mă pot opri. Da, poate că nu faci sport, poate că nu ești un atlet, poate că nu faci atletism, dar toți alergăm. Nu vi se pare uneori că viața în care suntem prinși este o alergare continuă? Aș vrea să vă spun în această seară că e bine din când în când să ne oprim. Dumnezeu i-a pus să se oprească acolo la intrarea în țara Canaanului, la granița cu Iordanul, i-a pus să se oprească pentru că opririle sunt necesare în viața noastră cu Dumnezeu, pentru că avem nevoie de timp de reflecție. Ai avut timp în ultima vreme, fratele meu și sora mea, să te oprești și să te uiți înspre Dumnezeu și să-i mulțumesc pentru ceea ce ai și pentru ceea ce ești? În iureșul alergării tale, în afacerea pe care o derulezi cu succes, în munca pe care o faci, mai ai timp să te oprești din când în când și să spui, Doamne, îți mulțumesc că bunătatea ta s-a înnoit astăzi față de mine. Îți mulțumesc, Doamne, că astăzi sunt în viață când mulți alții nu mai sunt. Știți de ce e important să ne oprim? Am găsit în Biblie câteva motive și probabil că sunt mult mai multe, dar am găsit câteva motive și câteva momente care merită ca noi să le luăm în atenție și să ne oprim. După 40 de ani în care au circulat practic în același perimetru, Dumnezeu le spune evreilor, opriți-vă înainte de a intra în țara promisă. Pot să vă dau câteva exemple de momente în care trebuie să ne oprim în viață? În primul rând,
E bine să te oprești când îți merge bine și crezi că nu ți se poate întâmpla niciun rău. E aici cineva care ar fi de acord cu mine? E timpul să te oprești când toate îți merg din plin și trăiești cu sentimentul că nimic nu se poate întâmpla rău. E unul în Scriptură, o să citiți voi despre el, nu am timp să mă duc, în Luca găsiți. Biblia nu-l numește, nu-i dă un nume, îi spune doar bogatul căruia i-a rodit țarina. Zice Biblia că acest bogat într-o zi s-a trezit, într-o dimineață s-a trezit mai bogat decât era. Observați sintagma, bogatul căruia i-a rodit țarina. Era deja bogat și s-a uitat la recolta lui, la venitul lui, la ce s-o fi uitat și a zis, îmi trebuie hambare mai mari, îmi trebuie depozite mai mari, am să dărâm ce am și am să construiesc depozite mai mari pentru că merge mai bine. Vă pun o întrebare simplă, vă rog să gândiți împreună cu mine, îi mergea bine bogatului și până atunci? Indiscutabil. Un bogat care s-a îmbogățit și mai mult. N-a făcut nimic ca să adune mai mult. Pentru că Biblia zice că Dumnezeu dă ploaia și peste cei buni și mai peste cine? Și peste cei răi, nu? El n-a avut nicio contribuție din a deveni mai bogat decât era. Doar s-a uitat la ceea ce i-a dat Dumnezeu și a zis, de acum înainte o să fac un singur lucru. Am să mă veselesc, voi zice sufletului meu, veselește-te suflete că ai tot ce trebuie. Dar vă pun o întrebare simplă, până atunci n-avea tot ce trebuia. Până atunci ce făcea el? Trăiesc cu sentimentul că și până atunci el o ducea bine, se veselea și bogatul în acest iureș al lui, în această alergare fără oprire, a zis până acum am dus-o bine, de acum o voi duce și mai bine. Până când Dumnezeu îi vorbește și îi spune, nebunule. Și de ce îi spune Dumnezeu nebun? Nu pentru că e bogat. Pentru că trăim noi cu impresia asta că bogații merg în iad și săracii merg în rai. Nu are bogăția și sărăcia nimic cu destinul tău veșnic câtă vreme nu știi să le pui acolo unde e locul lor. Dumnezeu îi spune, nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere sufletul. Cu alte cuvinte, chiar în noaptea asta vei fi obligat să te oprești pentru că tu n-ai știut să o faci pe cont propriu. Nu-i așa că ne oprim brusc câteodată în viață? Când trăim cu sentimentul că ne merge totul din plin și nu ni se poate întâmpla nimic, până când mergem odată să ne facem analizele și ne spune, doctorul, vezi că ai cancer. Și dacă mai ai noroc, trăiești 3 luni și dacă chimioterapia răspunde. Știți că atunci toți ne oprim. Atunci nu mai contează firma, nu mai contează afacerile, nu mai contează nimic, te oprești. Știți care e nebunia lumii? E acest iureș neîntrerupt care te face să alergi în jurul acelorași lucruri care nu-ți mai oferă satisfacție. N-am cum să nu mă întreb vis-a-vis de acest bogat. Păi dacă el se veselea și se bucura, sigur nu avea satisfacție, că a zis, las că de acum o să mă veselesc și o să mă bucur și mai mult. Nu e așa că deseori te trezești făcând aceleași lucruri care odată îți făceau plăcere. Dar acum nu te mai satisfac. Nu te mai satisface nici mașina aia nouă, nici plusul ăla pe care l-ai, nici relațiile alea noi, nici lucrurile pe care crezi că dacă le adaugi vieții te vor satisface. S-ar putea să fii într-o alergare din asta. Și Dumnezeu zice foarte simplu, e timpul să te oprești. Trebuie să te oprești când îți merge bine și ai sentimentul că nimic nu poate schimba asta. Mai e un moment când trebuie să te oprești. În Biblie scrie despre unul, din nou, nu-l dă cu numele, îi zice doar fiul risipitor. Ați citit despre fiul risipitor. Erau doi băieți la un tată. Și într-o zi cel mic vine la tatălui și spune, dă-mi partea mea de moștenire. Sună destul de tranșant. Știți că moștenirea e de obicei o chestiune de care beneficiezi când cel care ți-o lasă e mort. Cu alte cuvinte, vine acest tânăr și îi spune tatălui său, pentru mine tu nu mai însemni nimic, tu ești mort. Dă-mi ce mi se cuvine, pentru că vreau să încerc și altceva decât viața de acasă. E foarte interesant pasajul, e fascinant. Zice Biblia că ia partea lui de moștenire, tatălui cu durere în suflet îi dă ceea ce de drept ar fi fost al lui, dar nu atunci. Și tânărul ăsta se duce în lume și zice Biblia, știți ce face? Intră în iureșul nebun al lumii. Chefuiește, se veselește, prieteni mulți. Știți că atunci când ai bani mulți, ai și prieteni mulți.
Dar problema este că se termină banii ăștia. Și la un moment dat, când i s-au terminat banii, s-au terminat și prieteniile. Și zice Biblia că se trezește singur. Și pentru că nu mai are ce mânca, se angajează să păzească porci. Așa spune Biblia, eu vă parafrazez. Și într-o dimineață, când stătea la jobul lui de păzit porci, se uita cum mâncau porci. Ați văzut vreodată cum mănâncă porcii? Și ce zice asta, mă, ce aș mânca și eu? Să ajungi până acolo încât să te uiți cum mănâncă acest patruped și să zici, așa zice Biblia, tare ar fi vrut să se sature cu roșcovele ce le mânca porcii, dar nici alea nu le dădea. Și atunci și se spune Biblia și a venit în fire. Dați-mi voie să spun că a făcut ceva interesant, s-a oprit. Trebuie să te oprești atunci când îți merge rău și ai curajul să-ți asumi că acțiunile tale te-au dus acolo unde ești. Este un alt moment când trebuie să te oprești. Trebuie să te oprești nu doar când îți merge bine și ai sentimentul că nimic nu se poate schimba, că așa o crezut ăsta creioia, i-o rodit țarina. O zis, acum merge bine, mi-o mers bine, merge și mai bine, acum o să trăiesc veșnic și o să mănânc și o să beau și o să mă veselesc, doar că Dumnezeu i-a spus, nebunule, trebuia să te oprești când ai avut ocazia. De oprit oricum o să te oprești. Ăsta la altul, zice Biblia, când a văzut că porcii mănâncă mai bine ca el, s-a oprit. Și știți ce a zis? Stai un pic în casa tatălui meu și slujitorii angajați mănâncă mai bine decât mine. Dragul meu, frate, stimată soră, e timpul să te oprești când îți merge rău și ai curajul să-ți asumi că datorită ție îți merge rău. Acțiunile tale. Poate ești aici în această seară și îți merge rău și merge parcă și mai rău. Ai căzut într-o groapă, abia reușești să ieși afară din ea și cazi în următoarea groapă și iar încerci să ieși din ea și cazi în următoarea groapă și întotdeauna altcineva îi devine. Îi devine soțul, îi devine soția, îi devine societatea, îi devine președintele, îi devine păstorul, comitetul, lista ta lungă. Ce-ar fi să o lași un pic deoparte și să te uiți în oglindă, să ai o discuție cu cel pe care îl vezi acolo și să ai curajul să te oprești asumându-ți că ești acolo unde ești datorită propriilor tale acțiuni. Asta a făcut fiul risipitor. Și a venit în fire, s-a oprit și a zis, stai un pic, că eu acasă mâncam bine. Slujitorii tatălui meu mănâncă bine. Mă voi duce acasă, citiți relatarea biblică, e fascinantă, și voi spune tatălui meu, primește-mă ca unul dintre argații tăi. Și observați ce se întâmplă când merge spre casă. Dumnezeu, tatăl, e cel care fuge spre el și îl primește înapoi. Când trebuie să te oprești, atunci când îți merge bine și ai sentimentul că nimic nu poate să se schimbe, trebuie să te oprești atunci când îți merge rău și ai curajul să recunoști înaintea lui Dumnezeu, e vina mea. Și mai cel puțin un moment în care trebuie să te oprești și ne ducem înapoi la poporul lui Dumnezeu. Trebuie să te oprești când ai promisiunile lui Dumnezeu, însă alegi să crezi poveștile oamenilor. Ăsta e paradoxul generației în care trăim noi. A fost paradoxul generației de atunci. Dacă veți citi Numeri, capitolul 14, veți vedea că poporul a mai ajuns odată aproape de intrarea în țara promisă. Și zice Biblia că Dumnezeu a zis lui Moise să aleagă 12 iscoade care să meargă în țara promisă, în Canaan, și să spună tuturor ce văd acolo. Cunoaștem pasajul biblic, dar citiți-l voi acasă, Numeri 14, e foarte interesantă lectura. Zice Biblia că din fiecare seminție câte un bărbat s-au dus să spioneze țara timp de 40 de zile, s-au întors înapoi și au povestit ce au văzut. Nu uitați un lucru, toți au văzut același lucru, toți 12. 10 însă au venit cu un mesaj, 2 au venit cu alt mesaj. 10 dintre ei au spus țara exact cum spune Dumnezeu. Tot ce a zis Dumnezeu e adevărat, până aici bune și frumoase toate. Dar, zic ei, problema este că nu-i pentru noi. Acolo sunt uriași, ne vor mânca, ăștia ne înghit, e o țară care își mănâncă locuitorii. Asta e descrierea. Și zice Biblia că au muiat inima poporului. Degeaba au venit Iosua și Caleb, ceilalți doi, care au spus, oameni buni, totul cum ne-a promis Dumnezeu. N-ați vrea să aveți curajul să vă încredeți în Dumnezeu, că Dumnezeu ne va da țara aceasta. Zice Biblia că cei 10 au înmuiat inima oamenilor. Poporul a plâns toată noaptea și dimineața s-au trezit cu o idee. Știți careva din voi care e ideea cu care s-au trezit? Până când găsiți voi ce zice în Biblie, vă zic eu.
sortezii cu ideea asta, hai să ne alegem un alt conducător și să ne întoarcem în Egipt. Mentalitatea Egiptului. 430 de ani de suferință, de umilință, de batjocură, de muncă silnică, s-au șters dintr-o dată și au zis, pe ăștia 10 ne-au zis că ăștia ne mănâncă. Grătar fac din noi. N-are cum. Și oamenii au plâns, au bocit, au jelit. Degeaba încerca Iosua și Caleb să spună, oameni buni, dacă Dumnezeu ne-a dus până aici, hai să mai avem încredere că ne va duce și până la capăt. Trebuie să te oprești, dragul meu, când ai promisiunile lui Dumnezeu și continui să crezi poveștile oamenilor. Știți că noi suntem în generația asta tributari la atâtea lucruri care nu-s biblice. Nici nu vreau să intru în prea multe detalii. Dar vreau să vă spun că creștinul generației noastre este robit de tradiții. Ne robește tradiția și ne încăpățânăm să o numim vechea credință. Ne încăpățânăm să o numim vechea credință, e doar tradiție. Suntem așa de robiți de lucrurile astea. Suntem așa de... Avem cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește, care ne dă făgăduințele lui. Dumnezeu care spune, dacă veți avea încredere în mine, vă voi duce până la capăt. Însă tradiția zice, nu-i chiar așa. Suntem robiți de o gândire îngustă. Deși Dumnezeu ne cheamă să mergem doar pe o cale îngustă. Mersul pe calea îngustă este porunca Bibliei, dar confundăm ce înseamnă calea îngustă cu gândirea îngustă. Și atunci ajungem să fim robiți de propriile noastre prejudecăți. Avem cuvântul lui Dumnezeu, avem promisiunile lui Dumnezeu, dar suntem robiți de propria noastră gândire. Suntem robiți de ideea că toată credința noastră trebuie să fie sentimentală, dacă nu simți ceva. Dragii mei, noi românii, și am spus asta de multe ori, noi românii suntem sentimentali, suntem latini, totul trece prin filtrul sentimentului. Așa de puțin dintre noi suntem dispuși să citim promisiunile lui Dumnezeu, așa de puțin dintre noi suntem dispuși să le credem, așa de puțin dintre noi suntem dispuși să cercetăm Scriptura, însă suntem așa de gata să fim sentimentali, gata să ne vărsăm lacrimile. E foarte convenabil pentru că poți plânge indiferent de ce crezi. Nu contează ce doctrină ai, că de plâns toți putem plânge. Plângem și pentru alte lucruri, nu doar pentru așa ceva. Venim la biserică și plângem și plângem. Vreau să vă spun că plânsul în sine nu rezolvă problema. A venit Iisus în sinagoga din Capernaum și oamenii au fost uimiți de învățătura Lui. Aș vrea să înțelegem în această seară ceea ce n-au înțeles evreii atunci. Și vă rog să rețineți acest lucru simplu. Nu vei putea înțelege ce face Dumnezeu în viața ta până nu te oprești în ceea ce faci tu. Și am dat câteva exemple ale momentelor când trebuie să ne oprim. Al doilea lucru, din cele trei pe care vreau să vi le spun în această seară, urmăriți împreună cu mine. Începând, vă mai citesc versetul 2 și apoi voi trece la versetul 3 și 4. Ascultați, după trei zile, căpetenile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Și versetul 4, dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2000 de coți, să nu vă apropiați de el, el vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați și observați mențiunea Scripturii, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Dacă vrei ca Dumnezeu să lucreze în viața ta, am spus că trebuie să te oprești din ce faci tu ca să vezi ce vrea să facă Dumnezeu. În al doilea rând, vreau să vă spun, în virtutea ceea ce citesc aici, a poruncii pe care le-a dat-o Iosua, următorul lucru, că nu poți să mergi pe drumul lui Dumnezeu câtă vreme nu ești hotărât să renunți la drumul tău. Observați ce interesant. Nu încerca să-L duci pe Dumnezeu pe drumul tău, ci mai degrabă lasă-L pe Dumnezeu să te conducă El pe drumul Lui. E foarte interesant, dacă citiți contextul, parcă fără a completa Scriptura, simt să vă spun că Dumnezeu le zice în afirmația asta, v-am dat 40 de ani în care ați avut timp să vă alegeți drumul vostru. V-am dat 40 de ani timp în care puteați să vă găsiți drumul în cazul în care vă descurcați. Și parcă-L văd pe Dumnezeu spunând, n-ați vrea să mă lăsați de data asta după 40 de ani de eșec evident.
N-ați vrea să mă lăsați măcar o dată să vă conduc eu? Cam asta zice Dumnezeu. Ați avut 40 de ani și în 40 de ani n-ați reușit să găsiți drumul din țara robiei spre promisiune. N-ați vrea să mă lăsați pe mine măcar o dată să vă arăt drumul. De asta le zice Dumnezeu. Când veți vedea chivotul pornind, să mergeți după el. De ce să mergeți după el? De ce să porniți când pornește Dumnezeu? Pentru că drumul pe care mergeți e un drum nou. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le zice, drumul pe care l-ați parcurs 40 de ani nu v-a dus nicăieri. Nu te-ai trezit niciodată în experiența ta învârtindu-te în cer. Am spus-o de la început, efort mult, sudoare multă și când în sfârșit crezi că ai ajuns, ești tot acolo de unde ai plecat. Înseamnă să te învârți în jurul aceluiași lucru. Mă mir și mă întreb cum de evrei nu și-au dat seama că timp de 40 de ani văd același peisaj. De fiecare dată se întorceau și veneau înapoi în același loc de unde au plecat. Și Dumnezeu de data asta le spune, aș vrea măcar o dată să mă lăsați pe mine să conduc drumul și voi să veniți după mine. Dacă vrei să mergi pe drumul lui Dumnezeu, trebuie să fii gata să renunți la drumul tău. Ce înseamnă asta? Foarte simplu. Înseamnă să nu repeți vechile greșeli atunci când Dumnezeu îți dă o șansă nouă. Frați și surori, de atâtea ori Dumnezeu ne vorbește, de atâtea ori Dumnezeu ne face promisiuni. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de angajamente pe care Dumnezeu vrea și le-a luat față de noi. Dar Dumnezeu în seara aceasta are un mesaj simplu. N-ai vrea să nu repeți vechile greșeli odată ce Dumnezeu îți dă o șansă nouă? Asta le zice Dumnezeu. 40 de ani ați repetat același lucru. 40 de ani ați încercat să ajungeți și n-ați reușit. Dar astăzi vă dau o șansă nouă. Cu alte cuvinte le zice Dumnezeu. Vă dau o șansă nouă. Șansa voastră este astăzi să porniți când pornesc eu. Să mergeți acolo unde vă conduc eu. Frate și soră, dacă Dumnezeu în seara asta îți dă o șansă nouă, te rog, nu mai repeta vechile greșeli din viața ta. Ia-o de la capăt. Putea Dumnezeu să spună în 40 de ani, v-am dat atâtea ocazii. Și dacă citiți Biblia, veți vedea nenumărate ocazii în care Dumnezeu i-a chemat, le-a vorbit, i-a mustrat, i-a binecuvântat. Timp de 40 de ani spune Biblia că hainele nu li s-au demodat și nu li s-au stricat. Încălțămintea din picioare nu s-a tocit. Nu știu dacă ați stat să reflectați vreodată la lucrurile astea. De multe ori te duci și-ți cumperi haine și în sfârșit când e vremea să le porți, îți dai seama că nu mai încapi în ele. Asta ca să nu spun că după prima spălare au altă dimensiune decât cele de la, cea de la început. 40 de ani. Spune Biblia că Dumnezeu i-a purtat cu mână puternică. Nu a fost nevoie de doctori, nu a fost nevoie de clinici, nu a fost nevoie de muncă, pentru că mâncau pâine din cer. Tot ce trebuiau să facă era să adune mana care se găsea în fiecare dimineață. Timp de 40 de ani Dumnezeu le-a dat tot ceea ce aveau nevoie. Și data asta Dumnezeu le spune, aveți o șansă nouă, hai să o luăm de la capăt. Da? Nu poți să mergi pe drum cu Dumnezeu până când ești gata să renunți la drumul tău. Ce înseamnă asta? Învață atunci când Dumnezeu îți dă șansa nouă. Să nu repeți greșelile vechi. Mai trebuie să înveți ceva. Și înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu că poți să mergi după Dumnezeu oricând și trebuie să o faci, însă nu oricum. Doar atât vreau să vă spun. A-L urma pe Dumnezeu trebuie să se întâmple oricând în viața noastră, însă nu oricum. Dumnezeu are trasate regulile și are trasat drumul pe care noi trebuie să-l facem urmându-l pe el. Observați aici, spune ceva foarte interesant. Între popor și chivot, cred că știm ce este chivotul legământului, era acea cutie dreptunghiulară din lemn de salcâm poleită cu aur pe care preoții o purtau, avea un capac făcut din aur bătut și simboliza doi heruvim cu aripile deschise, era piesa centrală a închinării evreilor, stătea în cortul întâlnirii din pustiu, în Sfânta Sfintelor, era locul unde se cobora slava lui Dumnezeu. Și acolo, în acest chivot al legământului, erau trei obiecte, erau cele două table cu legile,
pe care le scrisese Dumnezeu cu degetul lui pe muntele Sinai și le dăduse lui Moise, era vasul cu mană ca tot poporul și generațiile care urmau să vină să-și aducă aminte că Dumnezeu le-a dat pâine din cer și era toiagul lui Aron acolo care înfrunzise și copsese migdale. În literatura și în cultura evreilor, simbolul credincioșiei lui Dumnezeu. Atunci când evreii și copiilor se uitau la chivotul legământului, vedeau acolo toiagul lui Aron și le amintea acest lucru că Dumnezeu rămâne credincios de-a lungul vremurilor, chiar și atunci când noi nu mai suntem credincioși. Și chivotul acesta era simbolul prezenței lui Dumnezeu și a spus Iosua, preoții vor trece prima dată Iordanul ducând chivotul, dar între voi și chivot să rămână 5, 6, 700 de metri distanță. M-am întrebat de multe ori, Doamne, dar de ce? Ne spui în mod constant să ne apropiem de Tine. Ne spui și ne chem să ne apropiem de Tine. Da, Dumnezeu vrea să te apropii de El, dar distanța la care trebuie să stai de Dumnezeu era necesară ca tot poporul să vadă chivotul. Știți de ce? Pentru că prezența lui Dumnezeu e pentru toți. Fiecare dintre noi trebuie să avem acces la Dumnezeu. Dumnezeu și prezența Lui, binecuvântările Lui nu sunt doar pentru un grup select de oameni, ci sunt pentru toți. Pentru tine în această seară, prezența lui Dumnezeu este valabilă. Indiferent cine ești, de unde ești, Dumnezeu e și pentru tine. Dumnezeu le spunea evreilor, nu vă îngrămădiți toți peste chivot, pentru că ceilalți, zeci de oameni, spun teologii, aproximativ 2 milioane de oameni au trecut în acea zi Iordanul și au intrat în țara promisă. Toți trebuiau să vadă chivotul. Pentru că asta înseamnă să știi să mergi după Dumnezeu. N-ai voie să-L pierzi pe Dumnezeu din priviri. Mergeți când merge Dumnezeu, stați când stă Dumnezeu. Asta le-a spus de fapt Iosua. Este lecția pentru noi. Asta înseamnă călăuzire. Când Dumnezeu îți zice mergi, pornește. Când Dumnezeu îți zice e timpul să stai, stai pe loc. Și aș avea încă un gând să-L împărtășesc cu voi în această seară. Ce au învățat evreii, sau mai bine zis, ce au văzut evreii și n-au învățat, ar trebui să învățăm noi. Și anume că nu poți să-L vezi pe Dumnezeu făcând ceva până când nu te oprești tu. Doi, nu poți să mergi pe drumul pe care vrea Dumnezeu până când nu ești gata să renunți la drumul tău. Și observați versetul 5. Aș vrea să-l afișăm dacă se poate, pentru că este un verset extraordinar în contextul în care este spus. Dumnezeu îi poruncește lui Iosua să vorbească poporului, să dea niște porunci exprese și apoi în final, chiar înainte de a avea loc trecerea sau intrarea în promisiunea lui Dumnezeu, zice Biblia așa, versetul 5, Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Îmi dați voie să parafrazez un pic versetul acesta și să-l spun un pic altfel. Sfințiți-vă astăzi, căci mâine Dumnezeu vrea să facă lucruri minunate în mijlocul vostru. Al treilea lucru, e foarte simplu și vă rog să rețineți. Inspirat din acest verset, aș vrea să vă provoc și să vă spun că nu poți vedea minunea lui Dumnezeu de mâine dacă astăzi nu faci nimic. Este un mesaj pentru noi, e un principiu uriaș, le spune Iosua. Dacă vreți mâine să vedeți binecuvântarea lui Dumnezeu, astăzi e obligatoriu să faceți ceva. Poate cineva ascultând va zice, bun, Dumnezeu depinde de mine? Absolut că nu. Face Dumnezeu ceva depinzând într-un fel de ce fac eu? Nu. Oare Dumnezeu nu poate mâine face ceva dacă eu nu pregătesc astăzi ceva pentru El? Nici de cum. Dar, la fel de adevărat, e că dacă vrei mâine să te bucuri de binecuvântarea lui Dumnezeu și de făgăduința Lui, Dumnezeu îți zice, astăzi ai ceva de făcut. Nu trebuie tu să contribui decât cu a te pune deoparte pentru Dumnezeu. Sfințiți-vă astăzi pentru ca El să poată lucra mâine. Știți că e un principiu atât de simplu, atât de evident, dar poate unul dintre cele mai neglijate principii în viața de credință. Știți de ce? Pentru că am uitat că consacrarea de astăzi pentru Dumnezeu aduce binecuvântarea de mâine. Am uitat că promisiunea lui Dumnezeu devine valabilă pentru mine mâine, abia când eu sunt gata să-mi iau un angajament astăzi. Știți că ne e greu să facem ceva astăzi pentru Dumnezeu, ca mâine să vedem binecuvântarea Lui. Noi ne e mult mai ușor să spunem, Doamne, binecuvântează-mă astăzi, ci las că mă pocăiesc eu, de când? De mâine.
Însă mâine deseori nu mai vine. E ca și atunci când ne luăm angajamentul că de mâine ne apucăm de slăbit, da? V-ați zis vreodată asta? De luni încep o cură de slăbire. De mâine. Cu accentul pe mâine. Astăzi mănânc cât vreau, fac ce vreau, trăiesc cum vreau, dar de mâine, dragilor, Dumnezeu zice astăzi fă ceva, ca mâine să poți să vezi ce face Dumnezeu. Știți de ce ne e greu să facem asta? Câteva lucruri foarte simple și apoi aș vrea să ne rugăm. Ne este greu să facem astăzi pentru Dumnezeu ceva, ca mâine să vedem ce face El pentru noi, pentru că trăim cu impresia că Dumnezeu face totul, iar noi n-avem nimic de făcut. Ni s-a spus tot timpul în biserici, am fost învățați uneori, am prins noi ideea asta că Dumnezeu face totul, iar noi n-avem niciun fel de responsabilitate. Păi dacă Dumnezeu face totul și eu nu trebuie să fac nimic, într-un fel sau altul, mi-e greu să fac ceva astăzi pentru Dumnezeu și mâine să-L văd pe El lucrând. Dar aș vrea să înțelegem în această seară și vreau să vă citesc un pasaj foarte interesant. Nu-l voi comenta de fel pentru că el este explicativ prin el însuși. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 3 până la versetul 9. Dați-mi voie doar să vi le lecturez și vă rog să le urmăriți ca atare. Orice comentariu al meu ar strica frumusețea textului biblic. Ascultați ce zice Petru scriind bisericii și scriindu-ne nouă. Ascultați ce zice el. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Nu ne lipsește nimic. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Dumnezeu ne-a dat absolut totul. Prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Asta ne-a dat Dumnezeu. Și versetul 5. De aceea, de ce? Pentru că El deja ne-a dat totul. De aceea, dați-vă și voi toate silințele. În versiunea originală a Bibliei, faceți tot, absolut tot ceea ce ține de voi. De ce? Faceți ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Avem câte ceva de făcut. Așa, un pic, nu? Pentru că El ne-a dat totul, avem și noi de făcut ceva. Și apoi versetele următoare, versetului 6-7. Căci, dacă veți avea din belșug aceste lucruri în voi, ele, care? Aceste lucruri pe care le facem, adică unirea credinței noastre cu fapta, a faptelor noastre cu evlavia și toate celelalte lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți leneși, neroditori în ceea ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus. Iar cei ce n-au aceste lucruri, umblă fără să vadă, au ochii închiși și au uitat de unde vin. Haideți să nu trăim cu impresia că El face totul, iar noi nu avem nicio responsabilitate. Da, Dumnezeu ne-a dat totul, dar avem și noi câte ceva de făcut. El ne-a dat toate resursele, ne-a pus absolut totul la dispoziție, dar nicăieri nu spune Biblia că Dumnezeu face totul pentru noi. El ne-a dat tot ce ne trebuie ca noi să facem. Să unim cu credința noastră și fapta, cu fapta cunoștința, din cunoștință să izvorească înfrânare, din înfrânare să izvorească toate lucrurile care duc în cele din urmă la iubirea de oameni. Și mai încă un lucru. Nu uitați, dacă vreți ca Dumnezeu să facă ceva mâine în viața voastră, trebuie astăzi să facem ceva. Mai este un lucru important și cu asta mă apropii de rugăciunea despre care vă spuneam și la care vreau să vă provoc pe fiecare dintre voi, pentru că avem timpul necesar în seara aceasta. Nu doar trăim cu impresia că Dumnezeu face totul, trăim cu impresia, în al doilea rând, că e destul că Dumnezeu e prezent în tabără, chiar dacă este absent din viețile noastre. Și dați-mi voie să vă spun că evreii erau obișnuiți cu prezența lui Dumnezeu.
24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an, 40 de ani l-au văzut pe Dumnezeu. Ziua sub forma unui stâlp de nor și noaptea sub forma unui stâlp de foc. Dar ca și ei de atunci, noi de astăzi suntem mulțumiți că Dumnezeu e la biserică. El cu ale lui și eu cu ale mele. Știți că zi de zi îl vedeau pe Dumnezeu. Ai spune, e incredibil, n-au cum să nu îl lase pe Dumnezeu să fie parte din viața lor, nu? S-au mulțumit că Dumnezeu e în tabără, chiar dacă era absent din viața lor. Ești aici în seara asta mulțumit că Dumnezeu e în biserica Poarta Cerului? Și las că e bine că e acolo. E frumoasă biserica asta. Dar vreau să vă spun un mic secret. Când voi plecați de aici, când noi plecăm, Dumnezeu nu rămâne aici, că El nu stă în biserica Poarta Cerului, că n-are unde dormi la noapte. Și noi îi oferim găzduire și până mâine dimineață dorme aici. Nu, 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 nu. El vine aici pentru că noi suntem aici, că noi suntem biserica. Clădirea aceasta este locul unde stă biserica. Evreii s-au mulțumit că Dumnezeu e în tabără, chiar dacă era absent din viața lor. Oare tu vii în seara asta la biserică și ești mulțumit că Dumnezeu e la Poarta Cerului și zici, las că e bine, mă duc eu la El când am probleme, dar El să stea acolo, n-ai vrea ca Dumnezeu care e aici la Poarta Cerului să fie și Dumnezeul din viața ta? Că asta ar schimba totul. Atunci ai înțelege ce vrea Dumnezeu azi de la tine, ca mâine să te bucuri de binecuvântările tale. Tu zici, las că vin la biserică, că îl găsesc pe Dumnezeu acolo și când plec, îl las tot acolo. Că eu am treburile mele, viața mea. Știți că evreii s-au rugat și ei, și n-am timp să intru în multe detalii, dar ori striga la Dumnezeu, ori spus lui Moise, Moise, pierim, n-avem apă. Strigă la Dumnezeu, fă ceva, Moise, tu ești liderul nostru spiritual. Și Moise s-a dus și eu vorbi cu Dumnezeu și Dumnezeu a spus, vorbește stâncii, lovește stânca, o curs apă. Spune-i, Moise, strigă la Dumnezeu, ne-a săturat de pâine asta, mai vrem și altceva, vrem și carne. Și Moise s-a dus la Dumnezeu și a spus, Doamne, au de data asta nu le mai trebuie apă, ori băut destul, dar vor să mănânce carne. Și le-a dat Dumnezeu atâta carne încât s-a săturat de proteine, au zis, gata, nu mai avem prepelițe. Pe urmă au zis, Moise, scapă-ne, vorbește cu Dumnezeu că ne omoară șerpii înfocați. Vă pun o întrebare, nu era mai simplu ca să vorbească ei cu Dumnezeu? Să-și dea viața lor lui Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze în viața lor. Nu avem am sentimentul că ăștia făceau ce facem noi, venim la Dumnezeu doar atunci când avem probleme. Venim la Dumnezeu și spunem, Doamne, scapă-mă că am ajuns într-o situație fără ieșire. Doamne, scapă-mă pentru că mi-am pierdut locul de muncă. Doamne, scapă-mă pentru că sunt bolnav. Dar n-ar fi atât de frumos să spunem, Doamne, ne vrea să vii să locuiești în viața mea. Și împreună cu Tine să merg pe drumul ăsta. Și orice vom întâlni împreună, să mergem împreună. Suntem generația care crede că Dumnezeu trebuie să stea în biserică cu ale Lui. Iar noi să stăm pe unde stăm cu ale noastre și din când în când, când avem probleme mari, venim la biserică. Când avem câteodată probleme mari, venim la biserică să se roage păstorii pentru noi, să ne ungă cu un de lemn și dacă se poate, Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne meargă totul perfect ca înainte și noi iarăși plecăm și lăsăm pe El aici. Nu merge așa. Dumnezeu nu este geniul din lampa lui Aladin. Că ai trei dorințe și când vrei o dorință împlinită, atunci iasă, ți-o împlinește și se duce înapoi. Nu, nu, nu. Dumnezeu vrea să fie parte din viața ta. De luni până luni. 7 zile pe săptămână. Toate zilele anului. Toată viața ta. Dacă vrei să vezi minunea lui Dumnezeu mâine în viața ta, Dumnezeu te cheamă astăzi să faci ceva. Să te pui deoparte pentru El. Și închei provocându-vă înainte de rugăciune. După ce poporul a ascultat, zice Biblia, că preoții au pornit. Veți citi voi restul capitolului acasă, capitolul 3 și capitolul 4. Zice Biblia că la un moment dat preoții au ajuns pe malul râului și Iordanul, deși nu este un fluviu extrem de mare, zice Biblia că la vremea aceea era vremea când se revărsa. Puseseră ploi multe, era sezonul umed și se revărsa. Și preoții, spune Biblia, că au ajuns pe malul Iordanului, cu chivotul pe umeri, și spune Biblia că au pășit cu picioarele în apă. Și știți ce s-a întâmplat după ce au pășit cu picioarele în apă? Apele Iordanului au început să se despartă. Și închei provocându-vă cu acest lucru.
Dacă vrei să vezi minunea lui Dumnezeu în viața ta, trebuie să ai curajul să-ți uzi picioarele. Știți că Dumnezeu a mai despărțit odată apele. Vreau să mă urmăriți doar pentru încă două minute. Când au ieșit din Egipt, Dumnezeu a despărțit Marea Roșie, știm, da? Spune Biblia că Moise și-a întins toiagul și toată noaptea a suflat un vânt care a uscat literalmente Marea Roșie și zice Biblia că apele stăteau în picioare. Întotdeauna când citesc pasajul ăsta, mă gândesc că arăta ca un acvariu. Ori trecut evreii pe uscat și în stânga și în dreapta erau doi pereți de apă care la cuvântul lui Dumnezeu au stat nemișcați și probabil că evreii admirau toată fauna oceanului, toți peștii, tot ce era acolo și treceau pe uscat. Dar Dumnezeu a despărțit apele la cuvântul lui ca să-i scoată din robie. Însă de data asta, Dumnezeu mai desparte odată apele. Dar de data asta le desparte ca ei să intre în promisiune. Dumnezeu a despărțit apele în viața ta când te-a scos din viața de păcat și te-a adus în promisiunea Lui, în viața nouă pe care ți-o dat-o. Dar în seara asta tu trebuie să-ți uzi picioarele dacă vrei să intri în promisiune. Despărțirea aia la Marea Roșie a fost pentru ieșire, dar Dumnezeu mai desparte și în seara asta apele, dar pentru ca să intri în promisiune. Dar ca să intri în promisiune nu-i destul să zică Dumnezeu sunt gata să despart apele, e obligatoriu ca tu să ai curajul să-ți uzi picioarele. Pentru că abia atunci când ai curajul să-ți uzi picioarele, abia atunci ieși din pustiu și intri în promisiune. Când preoții au pășit și și-au udat picioarele, apele s-au oprit. Nu doar atât, s-au dus invers, zice Biblia, și instantaneu s-au uscat tot fundul apelor și-au trecut. Preoții au rămas acolo în mijloc și tot poporul a trecut. În seara aceasta simt să vă spun că sunt unul dintre voi care, asemenea evreilor, vă învârtiți de multă vreme în jurul problemelor voastre, în jurul adicției tale, de care scap duminica și o iei de la capăt luni. Duminica e Samson, te rogi, luni ești din nou la învârtit la moară, pentru că ai căzut înapoi în păcatul tău. Dumnezeu m-a trimis să vă spun în seara aceasta că dacă vrei să vezi ce face El în viața ta, trebuie să te oprești din ce faci tu. Ai avut timp să reflectezi, să zici, Doamne, mă opresc. Mă opresc că merge bine și prea bine ca să fie adevărat. Mai binecuvântat peste măsură. Știți că Dumnezeu uneori ne binecuvântează și ne încearcă prin binecuvântări. S-ar putea ca să fie acolo, oprește-te și reflectează un pic. Reflectă la ceea ce spune Dumnezeu. Poate că îți merge rău în seara asta. Și Dumnezeu zice, oprește-te, că e timpul să îți asumi. Poate este aici cineva care tot a vrut să meargă pe drum cu Dumnezeu. Dar drumul tău nu te-a lăsat să mergi pe drumul Lui. Dumnezeu ne spune, ne învață de la evrei în seara asta, că pentru a merge pe drumul Lui trebuie să renunți la drumul tău. Nu trebuie să-L îmbunătățești. Dumnezeu nu vrea ca să faci un curs de perfecționare a personalității tale. Dumnezeu vrea să te facă un om nou cu totul. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Cine este în Hristos nu e o făptură îmbunătățită. Dumnezeu nu-ți face un upgrade. Dumnezeu nu-ți face ceva în plus față de ce ai avut, ci te face nou cu totul. Dar drumul Lui nu poate fi drumul tău. Și mai ceva, poate tot aștepți binecuvântarea de mâine, făgăduința lui Dumnezeu. Ai citit în Biblie și spui, Doamne, când va veni și ziua mea? Când o să mă scap? Când o să mă eliberez? Ești aici robit de păcate, ești robit de un stil de viață și spui, Doamne, când? Dumnezeu îți zice, n-ai vrea să faci ceva astăzi, ca eu să pot face ceva mâine. Fă astăzi ceva pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți cere nici portofelul, nu-ți cere nici mașina, nu-ți cere nici contul, Dumnezeu îți cere doar inima. Sfințiți-vă astăzi, ca mâine să vedeți ce face Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea ca în această seară, avem încă câteva minute, aș vrea să ne rugăm. Nu o să vă chem în față pentru că nu este niciun loc aici. Nu vreau să pun pe nimeni într-o situație jenantă, dar aș vrea, simt să vă spun, că sunt unii dintre voi care trebuie să vă opriți în seara asta. N-ați mai făcut-o de mult, în iureșul și în alergarea lumii ăsteia fugiți, alergați, opriți-vă. Aveți timpul vostru cu Dumnezeu. Vorbiți-i acum noi, Dumnezeu. Sunt alții aici care au încercat pe drumul lor să meargă. Și vezi că drumul tău nu te duce nicăieri, te învârți. Ai plecat de aici și după mult efort ești tot aici. N-ai vrea să-L lași pe Dumnezeu. Dumnezeu zice, astăzi măcar, dă-mi șansa. Îți dau o șansă nouă, să o iei de la capăt.
Dar când pleacă Dumnezeu, mergi tu după El. Iar alții așteptați de mult împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, fă astăzi ceva, ca mâine să pot eu să lucrez. Nu uitați, e curajul să pășești și să-ți uzi picioarele. Din păcat Dumnezeu te-a scos, o despărțit tot ce era de despărțit ca tu să ieși, dar în promisiune nu intri decât când ai curajul să ieși din confort. Intrarea în promisiunea lui Dumnezeu înseamnă un pas în afara confortului tău. Haideți să ne rugăm pentru aceasta și dacă asta te caracterizează, roagă-te lui Dumnezeu și lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze și să schimbe în tine tot ce n-ai putut tu să schimbi în tine. Hai să ne rugăm.